Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou Vlogmas! Astăzi am pentru voi un mega unboxing slash haul cu produse de la Sinsay. Am aici o cutie uriașă. Cred că este cea mai mare comandă pe care am plasat-o eu. Cu siguranță pe Sinsay este cea mai mare pe care am plasat-o. Și am luat, ce credeți, decorațiuni și lucruri care țin de această perioadă magică și anume Crăciunul. M-am gândit eu că aș vrea să mai împodobesc așa pe aici, pe acolo casa, deși noi ne-am mutat relativ recent și nu avem foarte multă mobilă, încă mai avem foarte multe lucruri de făcut la casă, dar am zis să pun eu ochii pe niște produse și să încerc să mai pun așa niște accente crăciunistice pe aici, pe acolo, prin casă. Și după cum spuneam, am aici o cutie uriașă. Este foarte, foarte mare. Sper că mă vedeți bine. Am pornit și lampa pentru că, evident, n-a fost lumină toată ziua, dar în minte la această oră. Mi-am dorit foarte mult să filmez cu bradul meu natural, superb, în spate. Doar că mi se pare că lumina nu este excelentă și îmi face fața un pic dubioasă, dar nu e problemă, pentru că este un clip cozy, așa că vă invit și pe voi să vă faceți un ceiuț, o ciocolată caldă, o cafea, dacă vedeți acest clip dimineața, pentru că nu recomandăm cafea seara, decât dacă este, bineînțeles, fără cafeină. Și haideți să dăm drumul acestui unboxing! Să știți că am primit coletul ieri. Doar că am fost plecată absolut toată ziua și am ajuns seara pe la 11 acasă. Evident că eram foarte obosită și n-am apucat să filmez, dar îmi vreau foarte mult să vă și arăt produsele, pentru că mi se pare că am niște produse foarte drăguțe. Dar ce făcea Alexa pe la 1 și ceva noaptea? E bine să uita produsele pe care le-am cumpărat aici. Deci da, m-am uitat la ele. Pot să vă spun doar că sunt extrem de încântată, deci nu știu dacă e ceva cu care pot să zic că am dat fail, dar haideți să le luăm pe rând, așa cum îmi vin la mânuță și să vă prezint și vouă ce am cumpărat eu de pe Sinsay. Sinsay? Cum vreți să-i spuneți? Eu zic de obicei Sinsay. Și o să iau produsele, v-am zis cum îmi vin la mână, pentru că aseară eu am scos tot din cutii, bine, pe unele le-am băgat înapoi în cutii, dar nu mai sunt atât de bine organizate cum erau, evident, atunci când mi-a fost trimis acest colet. Și primul produs care îmi vine la mână este acest gnom cu roșu și cu gri. Are această bărbiță aici. Stai așa. Așa, ia pe eticheta ca să-l vedeți mai bine. Are aceste picioare care ia târnă. Bine, și mâinile săracu ia târnă, dar este tare simpatic. Și voiam să-l pun undeva aici, în dreapta mea, lângă brad, ca să acopere niște fire și să-l pun așa pe acel corp de mobilier de sub televizor. Dar nu este suficient de mare, însă cu siguranță este foarte drăguț și mi se pare genul de articol de Crăciun, cu tematica Crăciunului, pe care îl pot folosi de la an la an, pentru că da, absolut toate decorațiunile și produsele pe care le-am cumpărat aici, le-am cumpărat cu scopul de a le refolosi și în anii următori și nu doar în acest an. Care oricum, vedeți și voi că trece luna atât de repede încât apoi până decorez eu mai puțin și vine Crăciunul peste noi. Da, și ăsta este primul produs. A fost și la un preț bun, undeva la 20 de lei, cred că a costat, 19,99, dacă nu mă înșel. Și o să-l pun aici, nu știu dacă se vede la voi, dar o să-l pun aici. Următorul produs este o pătură albă, dar nu este clasica pătură, pentru că este o pătură ren. Ren? Nu. Este o pătură ren sau glob? Nu mai știu cum se chema pe site. Însă vine ceva de genul ăsta. Se încheie aici și sta să-mi îndrajez părul, că totuși de-abia am început videoul. Și aici are și mânuțe. Deci uitați-vă cât de drăguță e. Stați că nu știu cum să vă arăt mai bine. Este lungă, să știți. Practic vine așa pe tot spatele, cu asta în cap, cu căciulița în cap. Se leagă aici cu acest nasture.
și cu mânuțele. Aici vin mânuțele băgate. Și este mare, mare, mare. Oricum, ca să înțelegeți mai bine, o să pun pe mine și o să vă arăt la oglindă, pentru că este tare simpatic. Materialul este unul fin, însă nu dintre acela cel mai fin, este ok, și aș spune eu. Și trecem mai departe la următorul produs. Ca de fiecare dată încerc scuze de pe acum pentru foșnetul care va să vină, pentru că da, sunt produse împachetate, vedeți și voi că sunt produse în cutii. Următorul produs este această tavă cu Merry Christmas, este cu alb și cu negru. Mi se pare genul de tavă clasică cumva, care nu se demodează și pe care cu siguranță o pot folosi mulți ani de acum înainte. Și pe această tavă se pot pune fie anumite alimente, croasante, prăjiturele, fursecuri, cookies, dar poți să pui și să faci așa o decorațiune și să pui, să așezi aici niște lumânări. Mi s-a părut foarte frumoasă și de asemenea mi s-a părut că este genul de tavă versatilă. Pentru că, după cum vă spuneam, pot să pun atât produse alimentare și să le aranjez frumos, dar pot să fac și o decorațiune cu lumânărele, cu poate un brăduț aici, de ce nu? Mi-a plăcut foarte mult. A ajuns în stare bună. Mărturisesc că n-am știut că e din metal, nici nu m-am uitat la compoziție, dar din poziție am crezut că este ca o farfurie cumva și mi-era teamă să nu ajungă spartă, dar nu, n-a ajuns spartă. Într-adevăr, are pe aici cât o mică imperfecțiune pentru că s-a mai dus din culoare, este un pic bușită, dar nu o să-i fac retură, este ok și chiar îmi place. O pune și pe aceasta deoparte. Și mai departe, am luat globulețe. Mi-au plăcut foarte mult în fotografii globulețele de pe site-ul Sinsay. Și îmi doream eu să mai adaug în braț niște accente, nu știu dacă v-am zis, e posibil să vă fi zis într-unul din vlog măsurile anterioare, niște accente de verde, poate chiar un verde smarald. Și am găsit aceste decorațiuni în formă de brăduț. Mi s-au părut foarte drăguțe. Într-adevăr, de aproape, se vede că sunt niște decorațiuni, cum să le spunem noi, mai sărăcăcioase, mai cheap așa, pentru că este un plastic din acela mai, să zicem că nu tocmai calitativ, însă de departe, cred că la voi acolo se vede foarte bine și nu pare că sunt atât de prost calitative, dacă pot să le zic, dar de asemenea nu o să le fac retur, după cum puteți vedea, le-am și desfăcut. Și norocul meu că am desfăcut aseară comanda, pentru că a durat foarte mult până am luat banda adezivă, scociul de pe fiecare cutiuță în parte. Da, și intenționez, de ce nu, să le pun când decorez casa, să mai pun niște globulețe verzi în braț. Am tot niște globuri, tot un verde smarald. Este un mix, practic, între verde smarald și acest model. Sunt practic 3 modele de verde smarald și sunt mixate în această cutie cu niște globuri aurii. Să văd dacă pot să le scot eu. Cam așa ceva. Știți ce n-am văzut eu? A, ba da. Nu vin împreună cu acea ață care trebuie pusă pentru a le pune în brad. Însă avem aici ața și le pot lega eu. Important este că vin cu ață, pentru că am văzut anumite globuri, decorațiuni de brad care nu veneau cu ață și trebuia practic să cumperi ața sau ceva cu care să le pui în, să le agăți în brad separat. Ceea ce nu mi se pare tocmai ok. Și mai avem și acest model. Sunt de asemenea dintr-un plastic nu tocmai calitativ, dar eu zic că își fac treaba și dau foarte bine în brad, pentru că la o adică în afară de mine nu stă nimeni să se uite așa la produs să vadă, băi, sunt ele calitative sau nu. Da, și aceste de globuri chiar îmi plac, sunt foarte mulțumită, au fost la un preț foarte bun, zice eu. Și ca să ținem așa tot în zona asta de globuri și decorațiuni de brad, mai avem și aceste ghirlande care îmi plac foarte mult. Vă zic de pe acum, toate decorațiunile unde nu menționez eu, toate decorațiunile de braț sunt din acel plastic care spuneam eu că nu este tocmai calitativ, dar uitați-vă cât de frumoase sunt. Evident că sunt sclipicioase, este sclipici peste tot, pe parchet, înainte să dau drumul la cameră, evident că am mai dat toată cu aspiratorul, dar degeaba că este numai sclipici pe jos și tot felul de material din ăsta care a fost aplicat pe articole. Da, și sunt aceste ghinde
în nuanța de verde smarald și auriu, care de asemenea mi se par foarte drăguțe, foarte, dar foarte drăguțe. Ața o avem aici separat și de asemenea și ele au fost la un preț foarte bun. Mai departe, avem ceva ce mi-e place foarte mult, tot niște globuri de brad, decorațiuni, că nu sunt tocmai globuri. Stați, să vă arăt așa. Vin tot așa la cutie, în cutie de câte 4. Și este această decorațiune cu, sigur, sigur știți, acest desen, această formă care a fost aplicată pe perne, pe fițe de perne, pe lenjerii de pat, pe șervețele de masă, pe prosoape, pe tot felul și tot felul. Și vedeți, este această mașină cu brad deasupra, cu siguranță ați văzut forma aceasta. Și eu am cumpărat decorațiune de brad în această formă, dacă pot să-i zic așa. Este foarte drăguță și chiar îmi place foarte mult și mă bucur că le-am luat. Îmi place de asemenea că are, vedeți, două culori, atât roșu cât și verde. Exact, practic, cromatica bradului meu, plus auriu. Să nu uităm, auriu foarte, foarte important. Ce mai avem noi? Mai avem un brăduț care arată cam așa. S-au pus deja scamele în el. De fapt, cred că așa a venit. Ca seara, cum am uitat la el, avea și un păr. Probabil a fost expus în magazin, nu știu. Este acest brad de 21 de centimetri, văd că spun ei. Este un brad nins, așa ne dă impresia, pentru că vedeți că este cu alb pe el, are acest suport de lemn și se prezintă cam așa și mă gândeam eu să îl pun undeva lângă niște căsuțe pe care o să le vedeți voi imediat. La niște globuri. Doamne, e un fel de reality versus Instagram. Cu siguranță știți genul acela de postări, viața reală versus ce se postează pe Instagram, totul roșu și frumos. Așa a fost și cu globurile astea. Cum le-am perceput eu pe ele în fotografii și cum sunt ele în realitate? Vin așa, la cutie de câte 4 și sunt un verde smarald. N-am ce să spun de culoare, este superbă, este exact ce mi-am dorit. Și cu aceste pene, care săracile? Deci mă jur că nu știam cu ce să le compar. Deci că au fost tăiate cu toporul. Deci n-au nicio formă, nu. E ceva rău, ceva grotesc. Dar jur că încep să mă atașez de ele pentru simplu fapt că m-au dus cu gând la o amintire din copilăria mea. Și anume, eu când eram mică îmi plăcea foarte, foarte mult să fac haine la păpuși. Probabil multe dintre fetele din generația mea aveau această pasiune. Și eram foarte creativă. Deci pe lângă haine îmi plăcea foarte mult să vin cu tot felul de idei. Și ce mă gândeam eu în timp ce făceam hăinuțe la păpuși, știu exact și unde aveam un covoraș pus în preș, de fapt, pus lângă casă. Eram băgat în niște trandafiri, așa. Deci știu perfect locul în care le-am poziționat în acel moment. M-am gândit eu, măi, ce ar fi să-mi fac o schimbare de look. La acel moment, vă spuneam că aveam 3 ani. 3 ani și ceva, 4 să zic, dar cred că maxim 4, pentru că am și poză de atunci că am făcut la grădiniță. M-am gândit ce ar fi să-mi fac eu o schimbare de look. Evident că nu știam eu acest concept de look, de unde să știu eu la acea vreme. Și am luat eu așa farfecuța și am zis, ce ar fi să-mi tai bretonul? Nu pot să-mi dau seama ce a fost în mintea mea, dar vă jur că bretonul meu arăta fix ca acest penaj. Ce-o părțit. Așa că, chiar dacă nu sunt ele perfecte, eu o să le pun în brad pentru simplu fapt că mi-aduce aminte de această, a reușit să mă transpună cumva în copilăria mea și să-mi trezească acea amintire. Iar pentru lucrul ăsta eu sunt mulțumită și zic că și-au făcut treaba mai mult decât bine. Da, și le pun și pe acestea deoparte. Și mai departe, avem tot niște decorațiuni, fie de brad, fie nu doar de brad. Dar să mă pun la loc, că mi-e teamă că nu mă vedeți voi acolo, pentru că eu nu văd ce filmez, din păcate. Sunt acești doi nutcrackers, care au 5x4x16 cm. Eu am crezut că sunt doi cu aceeași formă. Hai, deschideți că te-am desfăcut eu aseară în primul. Așa. Eu am crezut că sunt doi la fel, dar nu. Sunt doi diferiți. Arată cam așa.
sunt foarte drăguți. Vă dați seama, nu sunt ei cei mai calitativi, pentru că totuși vorbim de Sinsay, dar mi se par foarte frumos și pentru prețul lor, pentru prețul lor mi se pare că își fac treaba mai mult decât bine. Și ce pot face eu cu aceștia? Stați că deja din puful ăsta lor mi s-a pus pe față și mă mănâncă. Fii pot pune în brad pur și simplu pentru că au această agățătoare și ar arăta cam așa. Culorile eu zic că se potrivesc pentru că sunt cu roșu, cu alb, cu auriu. Nu am alb în brad, ba da, aș avea ceva alb, un accesoriu luat din Praga. Dar pot de asemenea să îi pun pur și simplu pe un corp de mobilier. Ceva de genul acesta. Stai! Vă dați seama cum mi se mișcă mâna. Dar cam așa ar arăta ei, pentru că tocmai au această parte care, prin care ei se pot așeza pe orice, practic. Da. Și o să văd eu exact la ce o să-i folosesc și unde o să-i amplasez în casă. Fie în brad, fie undeva... Nu știu exact unde, pentru că vă spuneam că n-am foarte mult mobilier în acest moment. Dar vedem noi. Oricum, sunt foarte util și, de asemenea, vă spuneam că mi se par... excelenți de la an la an să îi folosesc. Am în continuare o lumânare. Vă mărturisesc că nu sunt fană în lumânări Sinsay pentru că nu mi se par calitative, nu mi se pare că miros. Sau dacă miros, nu miros și atunci când le aprinzi, se duce foarte repede mirosul sau nu miroase deloc. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă. Însă pe site am văzut acest miros de Christmas Tree. Brad meu este natural, dar nu este... Nu are miros, am înțeles că ar fi un molit. Probabil de aceea este și atât de des, că parcă nici nu este natural, tocmai pentru că este atât de frumos și de des. Din păcate, camera nu captează realitatea, chiar îmi spunea și mama când a venit, că de camera nu se vede, nu redă, nu este redată frumusețea adevărată a bradului. Și mi-a dat această lumânare în acest sens, arată cam așa. Este cu verde și spune că ar avea miros de brad de Crăciun. Ce credeți? Miroase sau nu a brad de Crăciun? Vă pun această întrebare după ce am făcut veșnica mea față, după care, nu, de fapt, datorită căreia eu mă dau de gol, zic datorită pentru că nu este ceva negativ. Nu miroase a brad de Crăciun, evident, dar eu am sperat, oricum este frumoasă și o să o aprind, pentru că mi-e place să aprind lumânări în casă, deci nu rămâne ea nefolosită. Mai departe, stați că am luat două produse, am luat acest set de prosoape de bucătărie. Astea, stați să le și desfac, nu sunt un material grozav, mă așteptam să fie un material mai bun. Nu mai știu dacă scria că sunt bumbac sau nu. Ia să văd dacă am pe această hârtie. Kitchen Christmas. Nu, nu văd să scrie materialul. Mi-a plăcut modelul mie, în special. L-am văzut pe site. Până găsesc eu aici... Până găsesc eu materialul, mai bine lasă. Cred că e scris pe undeva pe aici, dar... Am văzut că scrie să nu-l calc. Ok. A, 100% bumbac, dar nu știu, nu mi se pare un bumbac bun. Mă rog, și primul arată cam așa, este simplu, are această formă dreptunghiulară, simplu și roșu, are de asemenea o agățătoare, însă eu nu o să-l agăț, pentru că nu am cuier în bucătărie. Iar al doilea, este așa. Că nu l-am desfăcut nicio aseară. Christmas time. Deci la fel, are forma asta dreptunghiulară și aici are acest model cu căsuțe și scrie Christmas time. Mi-a plăcut modelul, de aceea l-am luat. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta de Christmas time, cu fulgi, cu aceste căsuțe. Mai avem aici o față de pernă. Pentru că mi-am dat seama că aveam, când am făcut declutter în dressing, mi-am dat seama că am două perne pe care nu le folosesc și m-am gândit eu că acum, în perioada Crăciunului, aș putea să cumpăr două fețe de perne cu tematică, în acest sens, și să le pun pe canapea, că ar da drăguț și s-ar complementa bine, s-ar completa bine cu brăduțul și cu ce o să mai decorez eu pe aici. Iar prima pe care am luat-o este din Catifea. Mi-am dorit un material care să fie din catifea, pentru că unul la mână îmi place foarte mult cum se simte catifeaua și doi la mână canapeaua este dintr-un material catifelat. Și am luat pe aceasta cu nutcracker. Arată cam așa.
Vedeți că este roșie, are această bandă aici aurie și se potrivește foarte bine cu ce mai am eu prin casă. Și tot în acest sens mai am una pe un verde smarald. Mărturisesc că dintre ele două îmi place mult mai mult aceasta verde smarald și probabil dacă ar fi să întorc puțin, să dau puțin timpul înapoi, aș fi cumpărat doar pe verde smarald pentru că îmi place mai mult, dar cred în același timp că ar da foarte bine și ambele, una lângă cealaltă, una verde și una acest verde smarald. Are dimensiunea 45x45, nu știu pernele mele cât au ca dimensiune, dar eu cred că se potrivesc. Și dacă sunt mai mari, nu-i problemă, iar dacă, nu, de fapt, dacă sunt mai mici, nu-i problemă. Și dacă sunt mai mari, o să le înghesui bine de tot și tot le fac eu cumva să încapă aici. Stați să și desfac. Și dacă a fost o idee bună să nu folosesc o farfecă, pentru că am impresia că am găurit. Da, am găurit fața de până. E ok. E ok. Nu-i nimic, e ok, e ok, e ok, e ok, e ok. Da. Și arată cam așa. Deci chiar îmi place foarte, foarte mult. Chiar super. Ce ziceți? Ce spuneți? Vă place? Cum vi se pare? Trecând și mai departe, eu încerc să nu lungesc foarte mult pentru că cred că ați văzut cam cât de mare e cutia și produsele pe măsură. Chiar sunt foarte multe la număr. Mai am o decorațiune pe care mă gândeam să o pun la ușă, poate la exterior, la intrare. Să se vadă și din curte și de pe stradă, cu Ready for Christmas. Pregătit, pregătită de Crăciun. Întotdeauna. Îi spuneam lui Vlad, zic, acum am ceva ce mă reprezintă începând cu luna octombrie. Și anume, eu din octombrie sunt pregătită să vină Crăciunul. Și din nou vedeți acest motiv cu mașina și cu bradul. Cu mașina roșie și cu bradul verde. De asemenea, mi se par niște culori care cred că merg de la an la an. Da, și îmi place foarte mult, este ca dintr-un lemn, așa, și ca dimensiune are 25x17,5 cm. Am schimbat puțin poziția pentru că mă doreau picioarele, mi-am dat seama că stăteam inconfortabil și nu voiam să par, fără să vreau să am cumva fața un pic așa îngruntată. Mă doreau foarte tare picioarele, stăteam cumva pe ele, pe glezne, nu știu să vă explic. Dar pentru moment schimbăm puțin poziția, oricum suntem într-o ambianță cozy, așa că nu este problemă, nu trebuie să stăm așa ceva. Deși vedeți că avem pe aici soldăței, n-ar cred că și ăștia care, nu știu exact povestea lor, dar pe mine mă duc cu gândul la niște soldăței din Londra, din Anglia. Așa, și sperând, după cum spuneam anterior, că mă vedeți cum trebuie, trec la următorul produs, care este un calendar, vreau să zic advent calendar, dar nu știu că este potrivit să spun advent calendar, este un calendar cu roșu și cu verde, care arată cam așa. Asta se mișcă? Sau este ruptă? Sau dacă mișc eu se rupă? Se rupe. Asta nu știu ce e aici. Oh, nu e idee bună, l-am rupt. Nu cred. Nu cred că l-am rupt. Stați un pic, am o situație. Cred că am rupt ăsta. Hai că nu se vede, în caz de ceva îi dau lui Vlad și cu niște bandă adezivă sau niște, cum se cheamă, cu niște prelandezi, cu niște lipici în acela, o rezolvă în caz că se rupe chestia asta de aici, hornul. Este un calendar de genul acesta și scrie aici, Days Till Christmas, zile până la Crăciun. Practic, noi putem să ne folosim de aceste cupuri pentru a indica în fiecare zi câte zile mai sunt. Câte zile mai sunt până ce vine Crăciunul, ziua Crăciunului. Mi s-a părut foarte, foarte frumos, n-aveam nimic de genul acesta, n-am avut niciodată nimic de genul acesta și mă gândeam că cu siguranță atât anul ăsta cât și pe anii viitori o să am unde să-l pun prin casă și să arate frumos și să văd așa cam câte zile mai sunt până ce vine magica zi a Crăciunului. Să vă arăt și cuburile. Sunt cam așa. Un cub clasic, practic. Și sunt ambele numerotate cu cifre. Și să zicem că mai avem câte zile. Nu știu ce zi suntem astăzi. Suntem în cât suntem astăzi? Nu știu. Dar să spunem că mai sunt 15 zile până la Crăciun.
Mai departe, țineți-vă bine pentru că urmează foarte, foarte multe cutii. Și o luăm pe prima. A. Căluțul acesta, pentru că este un căluț, este de asemenea, când l-am văzut pe site, a trezit în mine o amintire, și anume când eram eu mică, tatăl meu avea cai. Pe atunci eram neînfricată și iubeam cai din toată ființa mea. Eram, nu știu, mă duceam la ei, n-aveam nicio frică, în special la o iapă pe care o chema Mura. Și din câte am înțeles de la părinții mei, primul cuvânt pe care l-am spus când eram bebeluș a fost Mura. De la căluțul pe care eu l-am iubit foarte, foarte mult. Și cu care am avut și o legătură foarte specială. Acum mi-e frică și când mă gândesc cât de neînfricat eram pe atunci, nu-mi vine să cred că eram tot eu cea de acum. Nu știu dacă aș mai avea curaj, mi-ar plăcea să încerc să mă duc, să călăresc, să văd cum este. Dar să vedem ce o să mai fie, poate anul viitor. Așa că, pentru a nu o mai lungi, am dat această decorațiune cu căluț. Este un căluț alb. Vezi care aici, această șa, cred că se cheamă, roșu cu verde. De asemenea, este niște culori care se încadrează foarte bine pentru Crăciun și pentru tematica pe care eu am adoptat-o atât acum, dar și în anii trecuți și pe care cred că o să o adopt și în anii viitor cu siguranță. Sau dacă o să sar un an, cu siguranță voi reveni la această tematică de roșu cu verde și cu auriu. Este foarte drăguț. Vedeți că are aici un brad, ai ursuleț, o trompetă, niște cadouri și dacă îl mișc, ba chiar se poate și mișca, după cum puteți observa. Da. Este foarte, foarte frumoasă. Cred că am zis cam la toate că sunt frumoase și îmi plac, dar după cum, ca să mă repet puțin, după cum am spus la începutul clipului, chiar sunt foarte mulțumită de tot ceea ce am comandat și majoritatea sunt niște produse calitative care cu siguranță vor rezista la mine mulți și mulți ani. Mai departe, nu știu de să mai pun cutiile pentru că sunt foarte multe, o să le las mai bine aici. Mai departe avem această căsuță, care e de fapt un suport pentru lumânare. Vă dați seama cam ce frumos ar vedea reflexia, lumina pe care o face o lumânare în momentul în care este întuneric în casă. Deci lumânarea practic se pune pe aici, iar lumina se va reflecta prin toate aceste gemulețe, inclusiv căldura va fi emanată și pe aici, pentru că da, este un horn care nu este ascuns. Deși este un suport pentru lumânări, eu nu l-am luat în acest sens, ci îmi doream să încerc să fac puțin din acea idee de, cum să zic, orășel, dar nu tocmai un orășel, ci mi-ar plăcea să decorez într-un loc cu mai multe case puse așa la oaltă și să redea ideea unui sătuc, dar făcut evident la un nivel mai mic, pentru că nici nu am exact unde să le așez ca să iasă exact cum aș vrea eu, dar pe viitor cu siguranță mă voi folosi foarte mult de această căsuță și o să vedeți că am luat foarte multe, am luat multe pentru că în primul rând am găsit greu și în al doilea rând am nevoie pentru ideea mea de mai multe, nu doar una sau de două. Și prima este așa. Pot eventual, dacă o să reușesc să le pun la un geam, ca să nu mă risc cu lumânare, pentru că există riscul întotdeauna de incendiu, Doamne ferește, nu e cazul, nici nu cred că ar avea ce să ia foc, dar ca să stau eu liniștită și să nu stau cu grijă să sting mereu lumânările și să le verific, pot să iau o lumânare din acea LED, care să facă și lumină frumos, dar cu care să mă simt și eu liniștită și să nu-mi fac griji că, Doamne ferește, ce se poate întâmpla. Și tot în această idee, am luat o căsuță, la care am reflectat puțin, pentru că mi-a plăcut forma ei, dar nu știam ce să spun de roșu. Într-adevăr, am decorațiunile cu roșu, dar mie îmi place foarte mult culoarea roșie și oricum este o culoare pe care o folosesc în general doar în luna decembrie, doar cu această ocazie a sărbătorilor de iarnă. Dar până la urmă am luat-o, pentru că casa mea este destul de albă, spunea fata unei prietene, când mai vin la casa ta albă, ceva de genul. Ce era, casa mea albă? Așa a perceput-o mititica. Da, și mi-a plăcut mult această formă. Vedeți că este cu roșu, de asemenea cu foarte multe geamuri. Este, de asemenea, suport de lumânare. Stați că am păr. Deci este suport de lumânare ea la bază. Are un horn, de asemenea, aici, care nu este astupat.
Ok, Google, stop the cleaning. Și avem acest acoperiș care pare nins și strălucește. Este un alb așa strălucitor care pare că a fost nins și a înghețat ulterior zăpada pe el. Este foarte frumoasă și chiar ar putea să fie o pată de culoare cumva. Mai departe... am văzut ce este. V-am spus că am desfăcut eu cutiile și bine am făcut, pentru că altfel ne-am fi lungit foarte mult și aș fi făcut și foarte mult zgomot, care nu e tocmai plăcut, știm cu toții. Mai departe avem această lumânare în formă de brăduț. Chiar ieri am văzut una la Zara Home care, vă dați seama, că costa cred că de cât? De 5 ori mai mult decât aceasta, dar era mai frumoasă, mai mare, mai impresionantă. Dar cu toate astea, mi-e place foarte mult această lumânare și nu intenționez să o ard, adică nu am luat-o cu scopul de a-i da foc, ci pur și simplu de decor, pentru că mi-a plăcut nuanța acestui verde și mi-a plăcut și forma bradului. Mi se pare că este o formă frumoasă. Chiar îmi place foarte mult și de ce nu putem să facem ceva de genul ăsta undeva în casă, vedeți? Să pun brăduțul împreună cu o căsuță. Aici avem ceva, am crezut că e cutie goală, pentru că am scos produsul. Am mai luat. Cred că ați văzut de-a lungul vlogurilor că eu folosesc multe lumânări și am multe lumânări din acelea pastile care miros extraordinar de bine. În acest set, dar nu numai, ci și ca decorațiune, Așa, am aici doi brăduți. Mă bucur foarte mult pentru că atunci când am comandat, eu am crezut că o să-mi vină unul singur, nu am văzut că ar fi set. Sper că n-am comandat doi, dar nu cred că am comandat doi. Și este un brăduț de genul acesta, cu spațiul aici pentru lumânare, alb, simplu, mi s-a părut că ar da foarte bine cam în orice parte a casei i-aș amplasa. Și poți să-i pun atât separat cât și împreună undeva. Mi-a plăcut foarte mult. Aici mai am o altă căsuță. De data aceasta avem una mai mică. Așa arată. Ăsta este spatele, practic. Și zona unde se pune lumânarea. Și aceasta are această formă. Cred că am luat două sau trei de genul acesta. Ca să le vedeți prin comparație. Deci una este mai înaltă și una este mai mică și mai lată. Ba nu, sunt la fel. Foarte drăguțe. Așa. Mai am încă una. Tot la fel. Tot de acest gen. Foarte, foarte drăguță. Au venit, să știți, în stare foarte bună căsuțele acestea. Chiar n-am nimic de reproșat. Și am stat cu grijă, deci le-am și desfăcut la acea oră târzie noapte. Pentru că mi-era teamă să nu vină sparte și să fie nevoită să fac retur. N-am făcut niciodată retur facing sale la ceva ce am comandat online și n-am vrut să mă complic. Mai am încă una de acest gen, vedeți, mai înaltă. Mai înaltă, adică de 18 cm, nu știu ce am de mă bălbăi. De fapt știu ce am, nu am dormit. Surprinși, nu? N-am dormit nici azi noapte. De fapt, o să fiți surprinși și atât voi cât și eu când o să dorm într-o noapte. Și jur că am spus, de când am început terapia cu vreo 2 ani, am spus că în momentul în care o să dorm, cred că o să-mi scriu ceva aici. Am dormit și până atunci să nu mă întrebe nimeni dacă am dormit, pentru că vă anunț eu când o să se întâmple acest miracol. Și încă o casă roșie, pentru că vă spuneam că am luat două. Este fix la fel. Să mă uit. Da, sunt două exact la fel. Foarte drăguțe, strălucesc foarte frumos acoperișurile lor. Să le pun aici. Aici, dacă nu este tot o casă, apoi nu mai este nimic. Avem o nouă casă. Exact ca cea de mai devreme, mai micuță. Stați că vreau să și verific. Da, sunt la fel. Vedeți? Este exact ca cea de mai devreme.
Și acum, evident că punem produsele aici, am amestecat ce am deschis cu cutiile pe care nu le-am deschis. Mai am încă o căsuță. Cred că am luat 3 din fiecare. Este din aceasta înaltă, practic cea mai înaltă. Foarte frumoasă. Nu o să mai insist că deja i-am arătat. Dacă ați văzut primul vlog Mas Pepco, în care v-am arătat eu ce am cumpărat crăciunistic de la Pepco, v-am arătat că am cumpărat atunci o cană verde, pentru că aveam un accesoriu de genul acesta. Este mai exact, ele cred că erau targetate ca forme pentru decor, eu l-am luat să încerc să fac pe cafea, cu scorțișoară, poate. Și avem 4 forme, așa, boabe de cafea, inimioară, ceașcă de cafea și cred că este un brăduț, ceva de gen. Ele pot fi folosite și pentru a decora prăjituri, și pentru a decora ciocolată caldă, dar eu începând de mâine nu mai am voie să mănânc dulce, voi fi la un regim strict, foarte strict. De fapt, regim, prefer să-l numesc stil de viață. Și acum sper eu că v-am arătat tot, mai puțin 2 produse, pentru că mi s-a mai întâmplat mie să filmez haul-uri și după aceea la sfârșit să remarc că în cutie mai erau și alte produse. Am mai cumpărat această instalație pentru a decora bradul de afară. Nu este ce voiam eu, dar când am văzut-o pe aceasta în formă de căsuțe, mi-a plăcut foarte mult, pentru că e primul Crăciun pe care noi îl petrecem la căsuța noastră și mi s-a părut așa că are o valoare sentimentală și am devenit emoțională și da. Deci nu vrei să știi și este jurul meu, nu vrei să știi. Cam așa arată instalația. Să știți că am luat 2. Am luat una să pun, cum vă spuneam, în bradul de afară, brăduțul mic natural pe care îl avem în ghiveci, și una poate o punem undeva prin casă, pentru că mi-a plăcut ideea acestei instalații în formă de căsuțe. O să vă arăt când mă ridic de aici și cum arată, pentru că la cealaltă am pus bateria, și să vă arăt așa cam cum arată ea. Și am lăsat pentru la sfârșit cele mai frumoase lucruri pe care le-am cumpărat în ultima vreme, doar de la Sinsay. Sunt foarte, foarte mulțumită și efectiv le ador. Mă duc să le aduc. Nu cred că se văd aici, pentru că aseară când am desfăcut coletul, le-am pus undeva acolo lângă șemineul nostru. Și mă duc să vi le aduc, pentru că... deci îmi plac atât de mult, deci mă topesc. O secundă, revin și vi le arăt. Pe cine am eu aici? Vi-l prezint pe Vlad Junior și pe Alexa Junior. Deci mi-am dorit atât de mult niște figurine de genul acesta și mari. Totul a pornit de la ideea de a acoperi acele fire. După cum v-am spus pe la începutul clipului, eu voiam inițial ceva cu picioare lungi, ca acesta roșu mic, să aibă niște picioare foarte lungi și să acopere practic firele și să dea cumva o... Mi s-a părut mie că ar da o simetrie. Însă, uitându-mă pe site-uri, le-am văzut pe acestea, mi-au plăcut foarte mult culorile. Nu sunt neapărat gnom, pentru că Vlad nu este fan în gnom și poate nici rând din aceea mai, un pic mai, nu știu cum să zic, mai nebunatici. Am luat niște reni mai cuminței. Deci îmi plac atât de mult. Deci noi, aseară când i-am văzut, te ziceam lui Vlad, Doamne, îmi vine efectiv să dor cu ei. Mi se par atât de frumoși, atât de bine făcuți. Sunt mari. Culorile sunt superbe, mi se pare că se încadrează perfect în casa mea și anul ăsta și anul viitor și tot așa. Au până la 1 metru, dar cred că au 1 metru cu tot cu această pălărie, acest fez de fapt, această căciulă. Au fular, mânuțe, uitați-vă la detalii, au paietuțe. De asemenea, Alexa Junior, pe lângă aceste, uitați-vă voi ce urechiuși și superbe, deci mai, nu mai pot, mă topesc. Deci când mă uit la ei, îmi dau o stare atât de bună și de fericire. Să știți că nu a costat atât de mult, au fost undeva la 120 de lei sau 100 și ceva de lei, dar mi se pare că merită toți banii. Asta este fetița, practic. Are rochiță exact... Mi-a pierdut și vocea. Are rochiță exact ca mine. Când păr și eu. Are această blăniță aici. Are 2 inimioare aurii. Fular, cum are și Vlad Junior, și se pot face atât mici, adică pot să fie așa, sau picioare retractabile și îi poți ridica cam atât, ăsta ar fi maxim.
Da. Deci cam așa arată ei. Și în acest cadru pinde de iubire și zic eu magie, o magie frumoasă, o magie specifică sărbătorilor de iarnă a Crăciunului. O să-mi iau și eu la revedere de la voi. Sper că v-a plăcut haul-ul. Mi-am dorit de fapt foarte mult să-l filmez și să împărtășesc cu voi aceste lucruri frumoase. Poate vă inspir și voi în cazul în care vreți, nu neapărat să las pentru anul acesta, ci am văzut că deja încep să se pună, să se adauge tot felul de reduceri la coșul de cumpărături și dacă vă place ceva, puteți să luați obiectul respectiv la reducere, astfel încât să-l folosiți anul viitor, poate peste 2 ani și tot așa. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați și un like, da? Like? Ești mâna? Like? 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 Și să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că m-ați ajuta foarte, foarte mult. Și să nu uitați să apăsați clopoțelul, pentru că dacă vă abonați, dar nu apăsați clopoțelul, nu o să fiți notificați atunci când o să postez un clip nou. Eu vă pup de nu vă vedeți și pe data viitoare, pa, pa!